electorala 2019. Continuăm în această seară dezbaterile electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie șase concurenți electorali înregistrați pe circumscripția numărul 16 Ungheni aspiră la fotoliul de deputat. La dezbaterea de astăzi au fost invitați următorii trei concurenți electorali în ordinea registrării la Consiliul Electoral de Circumscripție. Tema dezbaterii de astăzi este șomajul în Republica Moldova, cum rezolvăm problema șomajului. Suntem în emisie directă pe Albasat și pe frecvențele postului de radio Euronova FM. Așadar, în studio au fost invitați Kirilov Haralampie, candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Octavian Țicu, candidatul blocului Acum, platforma Da și Pas, și Alexandru Brânză, candidatul Partidului Liberal din Moldova. În studioul AlbaSat și Euronova Făm s-a prezentat domnul Ion Țugulea, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Bine ați venit în studio. Bună seara. Și bine v-am găsit. Dezbaterea de astăzi va cuprinde două runde. La prima rundă veți răspunde la întrebările mele și la cea de a doua rundă veți face un mesaj final către alegători. În total aveți la dispoziție 20 de minute. Timpul îl utilizați așa cum considerați dumneavoastră că este necesar. Așadar, să începem cu prima rundă. Pentru început, vă rog să vă prezentați și să prezentați platforma dumneavoastră electorală. Vă rog! Dragi telespectatori, mă numesc Ion Țugulea, sunt născut în anul 1957 în satul Milești, Răionul Nisporeni. După ce m-am -am întors din rândurile armatei sovietice, am revenit în Nisporeni și deja 40 de ani activez în orașul Nisporeni cu excepția patru ani de zile când am activat la Prefectura Județului Ungheni. În această perioadă am început la fabrică de conserve în calitate de lăcătuș să activez, apoi am fost secretarul Comitetului Consumolist, maestru de schimb, șef de secție, președintele Comitetului Sindical și în 1987 am fost ales ca vicepreședinte al Comitetului Controlului Popular de pe lângă Comitetul Executiv. Timp de trei ani de zile am activat ca mai apoi să activez în școala numărul 2 în calitate de profesor, iar în anul 1995 am fost ales ca președinte al Comitetului Anual al Sindicatului din Agricultură. După doi ani de zile am fost ales ca vicepreședinte al Comitetului Executiv, unde am activat până atunci când au fost disfințate raioanele Republica Moldova. După cum spuneam anterior, din 99 până în 2003 am activat în calitate de director general la Prefectura Județului Ungheni. Apoi, din 2003, am revenit la Baștin, la Nisporeni și am activat în calitate de secretar al Consiliului Reional până în anul 2008. După 2008, am fost numit reprezentantul Guvernului în teritoriu timp de 2 ani de zile și am activat ca organizator și moderator al activității serviciilor desconcentrate în raionul Nisperene. Din 2009 până în 2015 am fost uh, uh, în afara activității în administrația publică, m am ocupat cu întrebările ce țin de Partidul Comunist de Republica Moldova, am fost ales prim secretar din 2009 și dețin această funcție până acum și m-am ocupat cu întrebările de micului business. Am uh, terminat uh, Institutul Politehnic, prima specialitate fiind inginer tehnolog în domeniul industriei de conserve. A doua facultate am obținut-o la de Administrare Publică, uh, maestru, master în administrația publică. Am fost din anul 1994 până în prezent ales în calitate de consilier raional și orășănesc pe lista Partidului Comuniștilor, și în această perioadă am încercat să fiu alături de problemele cetățenilor, să fiu receptiv la ceea ce apare pe parcursul activității, deoarece una este platforma electorală, electorală și cu totul alta este activitatea pe parcursul a patru ani de zile când s-a fost încredințat mandatul. Dacă ar fi vorba să vorbim despre platforma Partidului Comuniștilor, aș vrea o chemare și un îndemn față de toți. Acei care nu au uitat pot să împărtășească impresiile și părerile cum a fost organizată de greu din 2001. Mai apoi, pe parcurs, s-au revenit lucrurile cam la locul lor. Economia a început să-și aranjeze pe pilorii pentru ca bugetul și surse financiare să fie acumulate în Republica Moldova să fie utilizate în Republica Moldova și să fie rațional utilizate. În această perioadă Partidul Comuniștilor s-a dezis de susținerea financiară a structurilor internaționale, a pus miză doar pe agenții economici din teritoriu, au fost create condiții favorabile pentru ca agenții economici să se dezvolte. Într-o discuție nu de mult cu unele persoane, chiar vreau să spun sincer că sunt destul de anticomuniste, dar au afaceri, spuneau că noi a trebuit să treacă 10 ani de zile ca să constatăm că atunci când era perioada comuniștilor la guvernare din 2001 până în 2009, posibilitățile de a desfășura activitățile erau cu mult mai mare. Aș vrea să fac încă o precizare. Noi suntem din raionul Nisporeni, două persoane care participăm în acest scrutin electoral. Eu uh, sunt inclus pe lista Partidului Comuniștilor, pe lista națională, în frunte cu președintele Partidului Vladimir Voronin și aș vrea să fac încă o precizare, că de multe ori apare întrebarea, dar sunteți printre ultimii pe listă. Este aranjament în formă uh, alfabetică și totul va fi clarificat conform uh, legislației vigoare, adică cu șapte zile înainte de alegerile parlamentare. Și a doua persoană, pe circumscripții, pe votul nominal este colegul nostru Ciorici Mihail, un om cu o experiență bogată, un om care a fost conducător de toate nivelurile din Republica Moldova, zic la nivel raional președinte, vicepreședinte, conducător de gospodărie, la nivel național deputat în Parlamentul Republicii Moldova de două ori și a fost președintele Comisiei Parlamentare. Înainte de a ne porni această, pe această cale, am stat și am analizat foarte bine ce, cu ce venim noi în fața legătorilor și am, făcut, am trasat niște planuri concrete exact și pentru raionul Nisporeni. Problemele nisporenenilor au fost incluse în programul de activitate al Partidului Comuniștilor, fiindcă au fost solicitate propuneri din teritoriu. Și aș vrea să spun că dacă toate lucrurile care sunt astăzi în societate, lumea le cunoaște, eu deloc nu aș vrea să revin la, aceste, la această situație. Aș vrea doar să spun că ar trebui create condiții pentru ca să fie asigurată echitatea socială în Republica Moldova. Trebuie să fie create condiții pentru micul business. Dacă vă amintiți, oamenii din micul business, din antreprenoriat, cred că nu au uitat că în acea perioadă, impozitul pe venit era zero. Adică toate sursele financiare care se acumulau pe parcursul activității de către agentul economic erau propuse pentru ca să fie mai departe dezvoltată afacerea ca să agentul economic să prospere. Este o problemă destul de complicată cu deschiderea locurilor de muncă. Colegii noștri, când au fost prezenți în acest studiu și la alte întâlniri cu cetățenii, cu alegătorii, au spus nu o singură dată despre planurile care noi avem a le realiza indiferent fiind în parlament sau fiind în cadrul Consiliului regional noi vom merge și vom soluționa aceste probleme. Ce prevede platforma dumneavoastră electorală pentru reducerea șomajului în Republica Moldova? Reducerea șomajului este o problemă destul de complicată și aș vrea să spun că căile de reducere sunt foarte, foarte diferite. În primul rând, că trebuie să de creat un climat normal în business, în mediul de afaceri, în sfera de servire și aș vrea chiar să fac un îndemn prin intermediul televiziunii noastre, că am vrea foarte mult și am vrea să fim și auziți, dar și înțeleși. La deschiderea locurilor de muncă să fie un apel prietenesc de parteneriat din partea organelor de control. Atunci când vin lucrătorii cu drept de a verifica activitatea agentului economic, consideră că vin acolo de unde ar putea să zmulgă niște bani, să completeze niște goluri, și văd în fiecare agent economic un, un, o persoană care ar vrea cumva să ocolească legile statului. Eu m avea această adresare și către inspectoratele fiscale sau funcționarii din inspectoratul fiscal. Atunci când veniți la agentul economic, nu veniți ca să-i smulgeți bani, dar veniți ce unde este încălcare conștientă, corect, pe care el conștient a făcut o încălcare, atunci trebuie să la răspundere. Dar în cazul când este o necunoaștere sau o înțelegere dublă a consider că acolo ar trebui de văzut lucrurile prin altă prismă. Cum de conceput la activitatea de a nu mai repeta această situație, dar de a aduce profit întreprinderei. Aș vrea să spun și de sfera de servire din, din, din zonă și chiar din Republica Moldova, pentru că agricultura astăzi are un, o soartă destul de, de jalnică și noi suntem obligați să facem acest lucru pentru a a lichida această situație care este la ziua de astăzi. Și dacă e, să revin la ideea prestărilor servicii, trebuie de făcut, e, de aprobat regulamente, este necesar de revizuit legislația care să permită agentului economic să supraviețuiască, reieșit din condițiile de activitate în zona unde el se află. E, regiunile sunt diferite, e, sfera de activitate este diferită. Deci eu cred că nu ar trebui luați toți după aceeași aceea, prin aceeași prismă și pe același, zicem așa, măturoi, să fie luate toate activitatea. Adică fiecare caz în parte trebuie să susținută. Aș vrea să fac un apel și un îndemn pentru tinerii care vor să deschidă o afacere. Să știți că a deschide o afacere nu este deloc ușor, dar ea pe parcurs vine gustul, apar probleme și atunci când le hotărăști, atunci apare cu mult mai mult gust de a dezvolta această afacere. Astăzi am avut o întâlnire cu tinerii de la școala profesională, o întâlnire chiar vreau să spun că a fost foarte interesantă și au pus atât de multe întrebări tinerii, tot în ceea ce reiese de, din viața cotidiană. Și a fost Dar abordată, cum explicați faptul că devine tot mai problematic șomajul în rândul tinerilor Exact această întrebare a fost pusă. Cum să rezistăm noi în țară dacă noi nu avem posibilități? Noi am adus câteva exemple concrete de agenți economici de Reunii spor, tineri, care și-au asumat responsabilitatea și-au luat niște credite. Pe baza creditelor au găsit uh, bănci cu credite preferențiate, care pot să-i creeze agentului economic, tânărului, o perspectivă, pentru că mai departe să activeze și să poată uh, deschide mai multe locuri de muncă. Eu am adus un exemplu la ieșire din Nismărieni, pe partea dreaptă, în drumul spre Boldorești. Dacă ați observat, sunt, până anul trecut, erau două sere. Acum, de toamna trecută până acum, au apărut încă patru, adică șase sere, care, unde vor fi crescute producții, va fi crescută roada pentru Nismărienieni. Acești tineri au luat împrumut, au apelat la rude, la e, părinți și au e, făcut cu sumă mare de bani o investiție destul de serioasă, au înaintat documentele pentru a primi e, o compensație de la stat și astăzi sunt în stare de a deschide suplimentare în locuri de muncă. Desigur că nu este ușor, dacă ar fi să comparăm locuri de muncă din e, Raionul Nisporien, din Strășeni sau de Pesticotare, condițiile sunt diferite. Sincer să vă spun, regret de faptul că Republica Moldova a rămas fără tineri. Au plecat peste cotare și discutam cu o profesoară, o fostă colegă, spunea, deci că ea spunea că chiar mi rușine când cunosc atât de multe lucruri, cum și spală uh, lucrurile care e de, de, adică un bloc sanitar cu ce fel de chimicate și așa mai departe. Adică rămânând acasă, ești o personalitate, ai căpătat studii, părinții au depus un efort ca tu să ai studii superioare și păcatul cel și mare când pleacă tinerii din țară. Pentru ca acest... Dar ce legi veți promova pentru ca cei care pleacă peste hotare să revină acasă? Pentru ca cei care sunt plecați să revină acasă, eu cred că, în primul rând, ar trebui să le creăm condiții lor, să analizăm foarte bine domeniul de unde vine persoana în cauză, pentru că ei pe loc gol niciodată nu vor să vină. Au o afacere acolo și ar reveni înapoi în țară să vedem care sunt problemele și ce putem să creăm noi. Eu aș vrea să spun că standardele Republicii Moldova nu sunt departe de cele internaționale și ele ar putea fi ajustate, actualizate și ca să dăm posibilitate să dezvolte în același, în același, fel și tinerii, de, tinerii care vor să revină acasă. Alta este problema. Este problema de salariu și de acoperirea cheltuielilor care sunt la noi suportate de agenții economici. Eu cred că acei care e, au un capital, au fost o perioadă de timp pisticotare, mai devreme sau mai târziu vor reveni acasă. Noi suntem obligați, indiferent unde vom fi, dar dacă avem votul cetățenilor, alegătorilor, ale să fim atenți cu urechea plecată la acest îndemn al oamenilor de peste cotare. Și cum veți susține moldovenii rămași fără lucru în străinătate? În primul rând, eu cred că ar fi corect dacă ar fi o evidență strictă de la locul de, trai. Câte persoane sunt plecate? Unde sunt plec aceste persoane? Unde se află ei? Care este tendința lor de a reveni acasă sau de a rămâne acolo pe loc? Și noi vedem din discuțiile pe care le purtăm cu concetățenii noștri, cu o bună parte ar vrea să vină acasă. Dar în, în, situația actuală care avem în Republica Moldova, în condițiile pe care sunt create pentru aceste persoane, ei nu vor să revină. De multe ori prin telefon, de multe ori chiar regretăm faptul că la decesul unor rudi apropiate îi petrec prin ultimul, pe ultimul drum doar prin telefon. Și cred eu că nu este așa de mare Republica noastră și noi avem noi atât de puțini oameni cărturari, oameni cu experiență care ar putea să dea o de ajutor moldovenilor de peste cotare. În mediul rural sunt cei mai mulți șomeri. De ce avem această situație și ce măsuri veți lua pentru a schimba situația? Într-adevăr, în mediul rural sunt foarte multe persoane care, cu părere de rău, intenția de ajutor social a fost foarte bună. Dar, cum este utilizată această, utilizat această părghie este destul de îngrijorător. Persoanele care sunt în mediul rural de multe ori așteaptă cu nerăbdare să vină poștașul să aducă această sumă de bani. De multe ori așteaptă de cotare să vină această sumă de bani. Eu cred că ar trebui de modificat legislația și persoanele care primesc ajutor social să aibă o contribuție la, la, activitatea administrației publice în teritoriu. Aș vrea să îndemn aceste persoane să nu aștepte acasă bani. Vârsta este diferită. Sunt cursuri de perfecționare a cadrelor, sunt agenția de pregătire a forțelor de muncă, are posibilitate să trimite la cursuri la nivel republican pentru a pregăti cadre. Mai fac un îndemn față de diferite vârste care le au persoanele să nu uite că nu tot timpul va fi așa. Și trebuie să fii pregătit pentru diferite situații din, din, viața noastră. Vă mulțumesc, continuăm cu cea de-a doua rundă. Vă rog să faceți un mesaj final către alegători. Aveți la dispoziție 3 minute și 35 de secunde. Stimați spectatori, dragi nisporeneni, aș vrea să vă îndemn pe dumneavoastră să aveți încredere în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Este o echipă de profesioniști. Aveți posibilitatea să studiați această componență pe site-urile cec pe site-urile partidului, pe oamenii care sunt din teritoriu. Aș vrea să pronunț încă o dată familia colegului de pentru alegerile parlamentare a domnului Ciorici Mihail, care are soluții și noi e, suntem bine dispuși pentru ca aceste probleme existente în raionul Nisporieni, și nu doar în raionul Nisporieni, chiar fiind el de multe ori se repetă de la raion la raion, să le putem împreună soluționa. Echipa de profesioniști care este astăzi în componența candidaților are o experiență destul de mare. Vârsta medie a persoanelor din pe lista noastră este de 56 de ani. Noi avem o treime de persoane tinere, avem persoane care au experiență la diferite zvenuri ale economiei naționale. Vreau să zic că să nu-i pe cetățeni situația ceea că Partidul Comuniștilor este un partid care a făcut multe gafe. Da, trebuie să recunoaștem și altceva. Partidul Comuniștilor este un succesor al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și foarte mulți oameni nu au uitat perioada când era învățătura fără plată, medicina era garantată fără plată, erau lucruri de care astăzi noi câteodată nimerem sau să spunem la copiii noștri despre cei care sunt mai mici, așa ceva nu le vine a crede. Nu ar fi corect dacă am spune că de mâine va fi până 16 bani și cârnațul sau salamul va fi de 2 lei și ceva. Nu ar fi corect. Dar experiența și Lecțiile pe care, au fost, care au fost date de către Partidul Comunistor în perioada de 8 ani de zile este demn de urmat. Au fost două mandate de pline. Au fost specialiști care nu au fost selectați după culoarea carnetului de partid. Au fost o echipă de profesioniști. Eu cred că și în această perioadă noi am putut să facem acest lucru chiar și din cadrul specialiștilor din nivel 1, nivelul 2 și nivelul național. De multe ori apare întrebarea, spune că de ce liderul dumneavoastră Vladimir Voronin nu ar vrea să ofere locul la altă persoană. Din multe ori apare la, la diferite canale această întrebare. Vreau să spun că el este un om experimentat, starea sănătății este destul de bună, are o minte lucidă care poate convinge toți oamenii că în perioada cât a fost comuniștii au fost anumite succese și sunt șanse reale pentru a, a prelungi acea perioadă. Aș vrea să vă duc încă un îndemn, încă o chemare ce înseamnă Partidul Comuniștilor și unde este locul lor. Astăzi noi în campanie electorală avem, suntem pe locul 3, avem așa o un formular de mesaj care îndemnăm pe toți să ne urmeze și aș vrea ca persoanele care au cred în Partidul Comuniștilor, în echipa noastră, să ne voteze. Vă îndemnăm la 24 februarie. Timpul dumneavoastră a expirat. Iată, am ajuns să la finalul la emisiunii. Doamnelor și domnilor, astăzi în studioul Albasat și Euronova FM a fost prezent domnul Ionțu Gulea, de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Eu vă aștept luni la ora 18 la următoarea dezbatere electorală. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!